Neața, prieteni, am ajuns la sală, este puțin mai târziu, am mâncat acasă o omletă cu două felii de pâine integrală. La sală vreau să mănânc un baton. Bam. Îmi plac foarte mult batoanele astea, apropo, nu știu dacă știți, și cu o cafea, bineînțeles. Aceasta este pagina sălii Expert Fitness Vaslui și mă uitam că am făcut câteva modificări la program. Dacă sunteți prin zonă, vă aștept cu mare drag. Și perfect. Directorul spune că... Păi cum trebuie. Putem începe. Hai să începem. Am zis că e perfect. Nu știu. Ești perfect. M-au auzit la schistă. Așa ai auzit. Așa, da. Superb. Îmi pune în birou. Ești perfect și jos. Andrei 2018. Cascadă. Mă mărea cineva? Nu știu. Gura asta. Deci cu fața spre mine, da? Eu ți-am făcut compliment, da? Nu oglinda. Și acum încep rugăciunile către divinitate. De ce nu faci coala roz? Dumneavoastră puteți începe. Dumneavoastră? Acum simți că sunt minunat sau sunt perfect? Da, ești perfect. Cine-i jurile acum? M-a fost să râd că tremură camera. Am la ce burtam? Activ. Stabilizator din ala, activ. Mai am un pic și pun camera pe burt. Și nu se vede diferență. Foarte frumos. Excepțional executat. Aici trebuie o secundă mai în da. Asta treaba. Excepțional, excepțional, excepțional. Deosebit, deosebit, deosebit. Mergeș. Mi bronz din asta. Lasă-mi greutatea. Mai putem aici? Da, hai. Patru? Da. Hai să mai facem și altceva.
Mai băgăm una? De ce să meu? Da, da. Și cum poate întâmpla și ceva, da? Data viitoare să-mi pun și eu 2,5 și eu 2,5 pe presă. Pe lângă alea, pe lângă alea de 300, pe lângă alea de 300, vei, să facă diferență. Să vezi. Știu. Nu ziceți nimic, știi, doar mă uitați. Da, pachetul de glume nu este instalat pe ziua de astăzi. Pare rău. Azi că-i bine, este un domn acolo care stă pe telefon. Sper să te facă ea varză în secțiunea de comentarii. Hai, încet, încet să instalează câte ceva. Dar mai stați, am mai stați pe telefon, vă rog eu. Chiar mai stați. Nu mai ridicați așa repede, că nu apuc să ajustez camera. Andrei Fitness. Dar asta e bună tare cu asta, îți gata. Și făcând antebraț la dublu, o ganter are 10 kg, o ganter are 5 kg. Extensii cu flexii. Extensii cu flexii, deodată. Bam. Ce simțiți în acest moment? Am terminat antrenamentul, mă duc să fac niște colete. Apropo, ca și anunț, am lansat acele antrenamente de care vă spuneam, câte 20 de antrenamente pentru fiecare grupă principală. Grupele secundare le primiți bonus. În total sunt 120 de antrenamente totale. Veți avea link-ul în descriere. Să vă uitați exact, să vedeți despre ce este vorba. Până una alta trebuie să mănânc, trebuie să fac niște colete și apoi mai vedem. Îmi place să urmăresc și economia la nivel mondial și numai economia anumite firme, cum ar fi Tesla, de exemplu, sunt un oarecare fan, Elon Musk. Și mă bucur să văd că au avut profit, nu prima dată, dar au avut cel mai mare profit pe care l-au avut vreodată și nu au mai avut profit de ceva vreme și au reușit să-și rezolve problemele cu producția și așa mai departe. Eu aveam un plan sau am un plan să-mi cumpăr o Tesla când va ajunge și mai mult în România, pentru că acum, pe lângă că sunt destul de scumpe și aștept să vină modelul mai ieftin, evident, și încă nu au nimic, niciun service sau ceva pe aici și trebuie să o duci la Viena dacă se întâmplă ceva cu ea și deocamdată, mersi, nu. Dar ca și firmă mi se pare super ok și super inventiv și practic Elon Musk, dacă l-ați urmărit sau așa, este o persoană care a creat foarte multe chestii super ok. Și sunt la curent zilnic cu ce se mai întâmplă pe bursă. Este oarecum o pasiune de-a mea partea asta de afaceri sau, mă rog, de economie la nivel global. Prea aproape camera asta, nu trebuie un trepied sau ceva. Până una alta vreau să mă gândesc ce fac exact și cu Street Fit-ul. Vreau să văd care ar fi cea mai bună variantă. Vreau să-mi cumpăr niște echipament pentru imprimarea produselor și să am găsit un producător în afară și să mi le facă cu etichetă și cu tot ce trebuie pentru Street Fit, iar modelul să-l fac eu aici, pentru că îmi este mai ușor să schimb modelul dacă am control asupra lor, adică să spunem că vreau să fac un model și nu merge foarte bine, îmi este mult mai ușor să schimb decât să dau comandă înainte să fac 500 de bucăți sau 1000 de bucăți și apoi să nu prindă atât de bine cum am crezut eu că va prinde și după aia să rămân cu el. Dar este oarecum un lucru. Sper să, în primăvară, după cum am anunțat, să scoatem linia nouă și în momentul în care vom scoate linia nouă, voi pune pe site și produsele care mi-au mai rămas, cred că mai am în jur de 500 de produse sau 600 de produse, le voi pune la reducere pe toate pentru a scăpa de ele. Andrei m-a întrebat, ce are o tobă nouă? Hai să vedem. Yeah. În cazul în care nu vă uitați toată ziua pentru o tobă. Așa, ține ca să vedem ceva la capul celălalt. Ține-o spre tine. O vezi? O vezi? Da, da. Deci o tobă are înăuntru niște găurele. Și acum vine un deștept în secțiunea de comentarii cu explicații de aia șmecheră.
Păi bănuiesc că... Ca să nu mai facă băr. Corect. Simplu. Deci ea mai întâi avea tobă, după aia scos-o, după aia pune ea. Avea una, avea două. Avea două. Și acum pui tot două. Clapete, facem activ. Înțeles. Da. Rămâ de treabă, mergem mai departe. Batoane. Niște suplimente și batoane. Și aici avem pentru un client. Astea sunt pentru clienții de la sală, astea le vindem la sală și astea sunt pentru mine. După sală, ciorbă de piept de pui, am vreo 3 bucăți de piept de pui și o felie de pâine integral. Simplu. Cumpărături de seară. Tocmai am terminat un articol, o scurtă știre despre hidratare. După cum v-am spus, îmi plac chestiile foarte scurte și la obiect, care se referă la deshidratare și faptul că acesta ne afectează și performanțele cognitive, nu doar performanțele sportive. Așa că, bineînțeles, mențineți-vă hidratați. Este seară, de obicei gătesc eu, dar astăzi gătește Alexu Fitness. Bam! Ia uitați aici ce de treabă este. Șef Alexu Fitness, ce se face în această seară? Piure cu păjăluțe la cuptor. La cuptor. Deci părăule. Fără. Avem morcov și carne tocată. Carne tocată de noi. În caz. De tine, adică. Da. Bun. Și avem carne de porc cu carne de pui. Da, carne de porc cu carne de pui. Și... Cum tai o ceapă. Acum tai o ceapă, da. Extraordinar. Deci se pare că acesta este meniul meu pe această seară. Cu acestea fiind spuse, nu uitați să dați like, nu uitați să vă abonați și Fitness Nation pe data viitoare. Pa!